Hei, s-a terminat task-ul, nu știu cine a câștigat, dar eu îi felicit din toată inima. Sincer, să stai 2 ore și să te mozolești acolo este foarte, foarte greu, mai ales că amândouă fetele parteneri erau mult mai înalți decât ele și pentru ei era un sacrificiu enorm. Undeva la jumătatea timpului l-am văzut pe Valentin, era roșu tot, Cosmin transpirat. Eu am crezut că vor fi primii care vor ceda, dar faptul că au reușit și au rezistat atât de mult, nu pot decât să fie felicitați. Le doresc din suflet să li se îndeplinească tot ce și-au dorit. Nu contează ce premiu au, nu contează cine a câștigat. Pentru mine sunt ambii câștigători. Cu siguranță mi-aduc aminte, sezonul trecut a fost o ședință foto la palatul acela. Sincer, pentru un efort atât de mare ar merita ceva, nu știu, mai consistent. Ați aflat cine a câștigat? Să-l lăsați și mie în comentarii. Sunt curioasă, dar în egală măsură îi aplaud pe toți 4 pentru că este un exercițiu foarte, foarte mare să poți să reziști atâta ore sărutându-te French Kiss.